Ne bucurăm de această seară și ne bucurăm de aceste momente deosebite, ne bucurăm pentru că avem încă zile de har și de binecuvântate de Dumnezeu pentru viața noastră. Dragii mei, în aceste momente, aș vrea în primul rând să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne mai creează încă ocazii și posibilități de a studia Cuvântul Său și de a ne împărtăși din comorile veșniciei. Din cuvântul lui Dumnezeu, care este Duh și viață, care este adevăr și care ne conduce spre împărăția Lui Dumnezeu. În, aceast, în aceste momente și cu această ocazie, iubiți mei, aș dori ca să vorbim despre un lucru foarte important pentru viața noastră, despre unul din darurile lui Dumnezeu, care el este gata ca să le reverse asupra noastră și totodată de care avem nevoie, neapărat nevoie, dragii mei. Și în ce constă de fapt lucrul acesta sau în ce constă acest dar al lui Dumnezeu, o să vedem pe parcursul studiului nostru, pentru că de o bucată de vreme sunt preocupat de un gând și anume, ca slujitor în Biserica lui Dumnezeu, născut, crescut, botezat în această biserică, obișnuit cu toate rânduielile ei, cunoscând toate rânduielile ei. Deci poate fi lucrul acesta un pericol prin faptul că ca să ne plafonăm doar la, sau să ne limităm doar la niște forme exterioare ale credinței noastre, sau ale manifestărilor noastre religioase, dar fără nicio schimbare. De aceea, cel mai important lucru pentru noi este, și chiar o spun cu, cu așa deschis, pentru faptul că eu m-am întrebat, bine, sunt adventist de ziua șaptea, mișcare de reformă, sunt reformist de când mă știu. Părinții mei reformiști, bunicii mei reformiști, dar întrebarea care mi-am pus-o pe deasupra la acestea toate, eu sunt și pocăit? Pentru că cel mai important lucru este acesta, dragii mei. Domnul Hristos, când a venit pe pământul acesta, sau planul de mântuire care a fost întocmit de Dumnezeu din veșnicie, se bazează tocmai pe lucrul acesta, pocăința și iertarea păcatelor. Deci iertarea păcatelor trebuie să fie precedată de pocăință. Noi vorbim de iertarea păcatelor, vorbim de jertfa Domnului Isus Hristos, vorbim de planul de mântuire, de salvare, de împărăția lui Dumnezeu, vorbim despre foarte multe lucruri și făgăduințe din Cuvântul lui Dumnezeu care sunt adevărate și sunt frumoase și sunt bune, dragii mei. Dar toate acestea, toate acestea nu se dobândesc decât cu o singură condiție, pocăința. Pocăința este o lucrare deosebită care trebuie să, să o facem în viața noastră, să nu ne măgulim sau să ne mărginim doar la un titlu sau să ne mulțumim doar că avem un nume și avem o poziție și suntem în biserica lui Dumnezeu. Nu, dragii mei. Lucrul acesta nu este rău, este bun, dar ceea ce este cel mai important pentru viața noastră este schimbarea care trebuie să se producă în viața noastră, schimbarea care o cere Dumnezeu și o dorește de la fiecare dintre noi. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar și este de fapt cumva făgăduința Domnului Isus Hristos sau motivul pentru care El a venit. Spune aici, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți și pe cei păcătoși. Domnul Hristos ne spune așa, -am, Luca 5 cu 32, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Deci Domnul Hristos a venit ca să ne cheme la pocăință. Suntem păcătoși? Avem nevoie de mântuitor? Atunci avem nevoie și de pocăință, dragii mei. În zilele noastre, acest cuvânt pocăit sau pocăință este luat în bajocoră. Acest lucru este considerat ca ceva înjositor. Este considerat ca ceva de ce retrograd sau ceva de bajocoră. Dar vreau să spun, dragii mei, că este de fapt nu este așa. Pocăința nu este o sectă, pocăința nu este o religie. Pocăitul nu este, un, sau pocăiții nu sunt un grup de oameni, ci pocăința este un fapt care trebuie să se împlinească sau un lucru care trebuie să se împlinească în viața noastră și lucrul acesta este darul lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl găsim scris în Faptele Apostolilor, în capitolul 5, versetul 31, despre Domnul Isus Hristos care ne spune așa, pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut domn și mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Deci pocăința este darul lui Dumnezeu, ea vine de acolo. Dumnezeu, zice pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut domn și mântuitor. Pentru ce? Dumnezeu l-a înălțat pe Domnul Iisus Hristos nespus de mult și l-a făcut domn și mântuitor ca să dea lui Israel, pocăința și iertarea păcatelor. Dar lucrul acesta nu se limitează, sau această condiție nu se limitează doar pentru Israel. În faptele apostolilor, capitolul 11, versetul 18, ne spune așa, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Deci pocăința nu este dată doar evreilor sau poporului Israel, și și neamurilor. Și noi facem parte din această categorie, dintre neamuri, dar pocăința ne este oferită și nouă și darul acesta lui Dumnezeu nu este limitat doar la o clasă de oameni, doar la o, știu, la o națiune, ci este uh, darul lui Dumnezeu care este pentru toată lumea, pentru fiecare dintre noi. De aceea, aș vrea ca să medităm asupra acestui lucru care Poate nu ne-am gândit. De multe ori ne mulțumim cu titlul nostru, de multe ori ne mulțumim cu uh, faptul că am făcut pregătirea -am, și am îndeplinit toate condițiile ca să putem să devenim membru al Bisericii, dar și poate că ne plafonăm și ne limităm la lucrul acesta. Ne spunem, zice, da, ne-am pregătit, am făcut și botezul, suntem membri înregistrat în Registrul Comunității și a Bisericii facem parte din știu eu, din organizația bisericii. Ne implicăm în toate activitățile bisericii, suntem activi, dar pocăiți Suntem. Și este foarte important pentru că cuvântul lui Dumnezeu, și este un text care noi îl folosim de multe ori, îl folosim cu o ocazie specială a vieților noastre, atunci când un suflet vine la apa botezului și încheie legământ cu Dumnezeu. Noi citim acest text de multe ori și spunem așa, în Luca 15 cu 7, și tot așa vă spun că mai multă bucurie este în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Deci mai multă bucurie este în cer pentru cine? Pentru un păcătos care se pocăiește. Poate că noi tot cu gândul acesta... Citim acest text atunci când este ocazia de bucurie și când un suflet încheie legământ cu Dumnezeu. Dar haideți să ne punem serios întrebarea: că nu este atât de greu ca să facem o pregătire de botez, să urmăm 37 de puncte din uh, doctrina bisericii noastre, din principiile noastre de credință, să putem să le explicăm, să putem să le spunem și să putem să primim și aprobarea comunității noastre și să pastorul să poată să facă această lucrare sau acest serviciu ceremonial de botez. Nu? Dar aici textul spune altceva. Și să citim textul acesta pentru un singur păcătos care s-a pocăit, care s-a botezat. Deci dacă el s-a botezat, s-a botezat pe baza acestui lucru, a înțeles planul de mântuire, a înțeles jertfa Domnului Iisus Hristos pentru el, a înțeles că are nevoie de iertarea păcatelor, a înțeles că are nevoie de mântuitor. a înțeles că de fapt viața lui trebuie să fie o viață nouă trăită în Domnul Isus Hristos și atunci lucrul acesta este urmat de o adevărată pocăință. Și atunci și botezul care este făcut, are locul și valoarea lui, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune în spiritul profetic că botezul este poarta de intrare în împărăția spirituală a lui Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, trebuie să ne dăm foarte bine seama atunci când pășim în apa botezului. Trebuie să avem și această calitate de oameni pocăiți. Pentru că mai mare bucurie este în cerul pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință. Sunt și oameni de aceștia care vin la botez, apa botezului, dar fără să se aibă gândul la pocăință sau fără să îndeplinească această condiție a pocăinței. vin cu alte scopuri și noi știm lucrul acesta. Dacă sunt tineri care ajung în pragul căsătoriei și își găsește un, partener sau o parteneră și nu a reușit ca să facă acest lucru, imediat ia legătura cu biserica, cu slujitorii bisericii, cu pastorii și aranjează botezul. Și gata, el este membru, poate să îndeplinească condițiile, sunt deschise toate porțile ca să se poată căsători. Dar este și pocăit? Este întors la Dumnezeu cu adevărat? El sau ea, sau noi, suntem și adevărați pocăiți întorci la, întorci la Dumnezeu? Pentru că, de fapt, dragii mei, lucrul acesta este deosebit de important pentru viața noastră. Pentru că este mai multă bucurie în cer pentru un păcătos pocăit decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Apostolul Petru, având în vedere venirea Domnului Isus Hristos și apropierea timpului când istoria acestui pământ se va încheia, când Harul lui Dumnezeu se va termina și când posibilitatea aceasta de pocăință nu va mai exista, Oamenii vor alerga de la o mare la alta, de la o margine a pământului la alta, ca să mai găsească condiția aceasta. Să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să mai găsească condiția iertării și a pocăinței, dar va fi prea târziu. Dar apostolul spune așa că Domnul nu întârzie în plinirea făgăduințelor lui, cum credune, ci are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Deci vedeți care este, de fapt, principala condiție care este pusă pentru ca noi să intrăm în împărăția lui Dumnezeu? Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui. Sunt multe făgăduințele lui Dumnezeu și una dintre ele este și aceasta că el va veni curând. Și așa spunea și în cartea Apocalipsei, iată eu vin curând. Îi spunea lui Ioan, ucenicul iubit și apostolul Domnului Iisus Hristos care era la o vârstă înaintată, izolat pe insula Patmos sau exilat pe insula Patmos și Domnul în ziua Domnului spune, iată Ioane, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Nu? Țea cu nuna. nu? Și, uh, și, Domnul Hristos mai spune, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. De aceea dacă el nu întârzie în plinirea ce are o dorință, ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și de aceea Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în fiecare zi bunătățile lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu se înnoiesc pentru noi și, pen, și peste noi și uh, pentru că el ne iubește și apostolul Pavel în Roman capitolul 2 versetul 4 ne, ne spune un lucru extraordinar și anume privind sau uh, având în vedere binecuvântările lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu, el spune așa, sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar atâta de mult ne-am obișnuit cu binecuvântările acestea care vin asupra noastră, încât le considerăm ca niște lucruri care ne aparțin, niște lucruri care suntem proprietari peste ele, niște lucruri care așa este normal, dar nu este adevărat, dragii mei. Haideți să ne gândim așa cu mintea noastră, ce-ar fi dacă într-o dimineață te-ai trezi și nu mai poți să vezi? Sau nu mai poți să auzi, sau nu mai pot să pășești. Atunci ne vom da seama, pentru că de, de binecuvântările lui Dumnezeu. Sau dacă n-ar mai răsări soarele, sau dacă ar lipsi aerul și dacă ar lipsi și ploaia și celelalte binecuvântări care vin asupra noastră, nu, care sunt de la Dumnezeu și care nu fac altceva decât exprimă bunătatea lui Dumnezeu peste noi ca oameni. Pentru că El face să răsoară soarele Său și peste bun și peste răi, dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Asta este Dumnezeu. Deci bunătățile Lui nu s-au sfârșit, n-au ajuns la capăt. Și acum El spune așa, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății și îngăduințe Lui răbdări? Nu vezi, omule, tu nu vezi că bunătatea Lui Dumnezeu, îngăduința Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Păcăință care, de fapt, trebuie să aducă schimbare vieților noastre, să aducă <coughs> apropierea noastră de Dumnezeu. Un alt lucru care aș vrea ca să cu uh, uh, un pas mai în față să-l uh, înțelegem, uh, atunci când Domnul Isus Hristos a fost pe pământul acesta, s-a născut din Ficeara Maria, <coughs> a trăit o viață uh, deosebită pe pământul acesta, fiind un exemplu pentru viața noastră, atât în copilărie, cât și în vârsta adolescenței, tinereții și în vârsta bărbăției, Domnul Hristos ne-a fost un exemplu de o adevărată ascultare față de Dumnezeu și față de făgăduințele care le-a avut în vedere. Și atunci când Domnul Hristos și-a început lucrarea lui mesianică, după ce a fost botezat, după ce a fost ispitit în pustia ispitirii, după ce Așa cum spune în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 17, dar aș vrea ca să citesc mai de sus un pic, de la versetul 12, care spune așa: Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a, și a venit de la locul uh, și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în Ținutul lui Zabulon și Neftale ca să se împlinească ce fusese revestit prin prorocul Isaia care zicea Țara lui Zabulon și țara lui Neftale, înspre mare, dincolo de Iordanul Galilei, neamurilor, norodul acesta care zicea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul umbrei morții a răsărit lumina. Și versetul 17, care e fapt textul cheie, spune așa, de atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică. Deci este prima predică pe care Domnul Hristos, după botezul său și după pustia ispitirii, o predică. Și de atunci încolo, Domnul Isus Hristos a început să propovăduiască și să zică Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Deci cu aceasta și-a început Domnul Hristos lucrarea lui mesianică. Lucrarea lui de salvare a noastră. Cu acest, cu acest subiect atât de important, dragii mei, care astăzi și întotdeauna, de fapt, a fost uh, disprețuit. Și cred că nu sunteți străini de lucrul acesta, pentru că de multe ori am auzit, a, pocăiții, cine, cine locuiește acolo? Păi zice, locuiește pocăitul. Sau dacă este un grup de credincioși care nu sunt uh, neapărat... Uh, de nuanță ortodoxă, sunt protestanți, știu eu, neoprotestanți, a pocăiții. Dar, de fapt, lucrul acesta nu înseamnă că dacă suntem... Uh, deci nu înseamnă un grup de oameni, nu înseamnă, știu eu, un nume, ci înseamnă un fapt care trebuie să se împlinească în viața noastră. Este o condiție de viață. Pocăiții, vă spunea Domnul Iisus Hristos, căci împărăția cerurilor este aproape. Condiția de a intra în Împărăția Lui Dumnezeu este aceasta, dragii mei. Pocăința. Indiferent cum te cheamă, ai nevoie de pocăință. Pocăință care te conduce la piciorul crucii Domnului Isus Hristos. Pocăință care te, te, conduce ca să vezi cât de grav este păcatul. Pocăință care te determină ca să-ți pară rău de viața ta trăită în păcat. Și dacă căuta soluția salvării prin Domnul Isus Hristos și schimbarea vieții prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Și atunci putem spune împreună cu, cu salmistul în salmul 40, versetul 8, îmi place să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Atunci când pocăința este adevărată, atunci când pocăința este după cuvântul lui Dumnezeu și schimbă viața noastră, atunci vom iubi legea lui Dumnezeu și o vom împlini în viața noastră și va ne, ne va așeza în condiția de copii ai lui Dumnezeu, în biserica adevărată a lui Dumnezeu. Pentru că o pocăință în care nu se vede schimbare, o pocăință în care nu se reflectă legea lui Dumnezeu, nu este o pocăință adevărată. Pocăința adevărată este aceea care ne conduce la împlinirea legii lui Dumnezeu și ea trebuie să fie în inima noastră. Așa spune cuvântul. Nu? Legământul pe care Dumnezeu vrea să-l facă cu noi, atât prin, când scrie în Cartea Evreilor, cât și în Eremia, dacă bine mi-aduc aminte și nu greșesc, Legământul nou zice, voi scrie legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Oricine nu recunoaște aceste condiții sau această condiție de adevărată pocăință, acela nu poate să se încadreze în poporul lui Dumnezeu sau în biserica lui Dumnezeu. Este ori, oriunde, în altă parte, dar nu acolo unde Dumnezeu cere. Pentru că, de fapt, drumul pocăinței conduce la uh, regretul nostru față de păcat, și totodată la împlinirea cuvântului și legii lui Dumnezeu în inima noastră, în viața noastră, prin Domnul nostru Isus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, care schimbă viața noastră, transformă gândurile noastre, transformă intențiile, gusturile, înfățișarea și toată ființa noastră este schimbată. Tot, tot, tot ceea ce aparține nouă și este firesc va deveni duhovnicesc schimbat după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos și a Lui Dumnezeu. Și asta înseamnă, de fapt, adevărata pocăință, dragii mei. Mai departe, cuvântul Lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, când și-a început lucrarea Lui, pentru a pregăti calea pentru prima venire a Domnului nostru Iisus Hristos, a fost tot acest, acest subiect. El le spunea celor din Israel care veneau la el... <coughs> Și este un lucru foarte important. În Matei, capitolul 3, versetul... De la primele, primele versete până la versetul 7-8. Zice, în vremea aceea a venit Ioan, botezân, botezătorul, și propovăduia în, în pustia iudeii. El zicea, Pocăiți-vă căci ce împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese răvestit prin prorocul Isaia când zicea Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curia, el se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Deci au înțeles pocăința. Pocăința și iertarea păcatelor. Dar iertarea păcatelor nu vine decât în urma mărturisirii lor, a recunoașterii, a părerii de rău și asta înseamnă pocăință. Dar aici mai găsim încă un lucru, dragii mei. Dar când a văzut că pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că, vă puteți, că puteți zice în voi și vă avem ca tată pe Avram, că -și vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. În aceste texte descoperim două categorii de oameni. Oameni care au venit și au mărturisit păcatele și au fost botezați, deci oameni care prin pocăință au venit și au fost botezați și au fost binecuvântați. Iar o altă categorie de oameni, care, din care făceau parte fariseii, saducheii, au venit și ei ca să fie botezați. Au venit și ei ca să, nu, să dea bine în fața societății, să dea bine în fața celorlalți din jurul lor, a fraților lor, a poporului întreg. Și au venit să fie și ei botezați. Dar Ioan îi întâmpină cu, un alt, cu, 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 cu alte cuvinte. Și anume le spune: Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Deci, pentru ce veneau ei ca să fie botezați? În, în, în mintea lor, în inima lor, exista acea părere de rău, de păcatele lor, acea mărturisire a păcatelor lor exista oare? Sigur că nu exista, pentru că Ioan le spune: Pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Dragul meu, pentru ce ai venit la Hristos? Pentru ce vii la Dumnezeu? Care ți este motivația? Pentru iertarea păcatelor? Pentru mărturisire și pocăința adevărată? Sau cu alte scopuri? Ca și această clasă de oameni. Dar pentru această clasă de oameni, Ioan le-a spus, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Oare de ce venim la Domnul Isus Hristos? Ne frică de pediapsă? Oare de ce venim? Că nu vrem să suferim, știu eu, focul zilei celei mari a Dumnezeului celui tot puternic? Sau ne frică de moartea a doua? Sau de ce? De ce venim? Sau avem alte scopuri ca să dăm bine în fața fraților, a societății? Sau, știu eu, scopuri matrimoniale sau altfel de scopuri? Care sunt? Sunt scopuri de câștig? care sunt scopurile pentru care noi venim la Domnul Isus Hristos. Pentru că acești oameni au venit la râul Iordan, un Ioan pregătea calea pentru a doua, deci unde Ioan boteza și avea în vedere, deci el era glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului și neteziți cărările. Deci pentru aceasta a venit Ioan, să pregătească calea Domnului pentru prima sa venire, dar oamenii aceștia trebuia să-L să, întâmpinească, să întâmpine pe Domnul Isus Hristos în această condiție de oameni smeriți, de oameni pocăiți, de oameni întorși cu toată inima către Dumnezeu și să-L primească. Locuitorii din Ierusalim și din toate împrejurimile au venit la râul Iordan, au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați în râul Iordan. Dar cealaltă categorie care au venit, Ioan le spune pui de năpârci. Nu i-a botezat. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare, spune Ioan? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Pentru că acești oameni se măguleau cu titlul lor, se măguleau că sunt urmașii lui Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din... Deci, dar Ioan le spune, nu e adevărat? Vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să facă fie lui Avram? Poate să facă dintr-un om împietrit, dintr-un om care Niciodată n-a gustat din bunătățile lui Dumnezeu, dar în momentul când el intră în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu și înțelege adevărata condiție a mântuirii, el poate să devină un fiu al lui Avram cu adevărat. Nu numai, știu eu, descendența de niam sau apartenența unei biserici sau știu eu, altceva, poate să ne dea condiția mântuirii. Nu, nu. adevărata, adevărata condiție a mântuirii se face prin faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Și asta vrea Dumnezeu de la fiecare dintre noi, dragii mei. Acum, întrebare pentru mine, atunci când am început să studiez acest subiect despre pocăință și m-am gândit serios, oare din care categorie fac parte? Din aceea care mi-a mărturisit păcatele și am venit ca să fiu botezat în numele Domnului Isus Hristos și să fiu mântuit? Sau ca și fariseii și saducheii pentru care Ioan le-a spus, pui de năpârci. Pot să fiu un om credincios și mântuit sau pot să fie un pui de năpârcă. Nu? Și uh, lucrul acesta trebuie să-l luăm în foarte, foarte serios în viața noastră, pentru că <coughs> avem nevoie de pocăință. În faptele apostolilor, capitolul 3, versetul 9, 19, cuvântul lui Dumnezeu ne spune... Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Deci pocăința este precedată de lucrarea Duhului Sfânt asupra vieții noastre. Vremurile de înviorare. Ucenicii au înțeles lucrul acesta și erau adunați în camera de sus, au îndepărtat dintre ei toate neînțelegerile, au îndepărtat dintre ei toate disensiunile, au fost uniți în credință în Domnul Isus Hristos și au primit înviorarea de la fața Domnului, au primit ploia timpurie. Și în urma acestei lucrări atât de mărețe, ei au putut ca să predice mai departe cuvântul lui Dumnezeu și atunci când apostolul Petru, după reînsuflețirea din camera de sus în ziua cinzecimii, a prezentat jertfa Domnului Iisus Hristos și planul salvării în fața norodului, oamenii aceștia au rămas străpunși în suflet și au spus către Petru și către cele, fraților ce să facem? Și Petru ce le-a spus? Păcăiți-vă! Și fiecare de voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos. Nu? Deci nu le-a spus altceva Petru, nu le-a spus și o singură predică a lui Petru a adus la picioarele Domnului Iisus Hristos 3000 de suflete. Și aici eu m-am gândit la un lucru, dragii mei, și vi-l spun așa cu strângere de inimă. Astăzi poate predicăm 3000 de predici sau mai multe, sau predicăm o viață întreagă și nu vedem rezultate. De ce? Care este motivul? Oare cei care, noi cei care predicăm suntem pătrunși de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu? Prim, și lucrul acesta se face tot prin pocăință, prin întoarcerea noastră la Dumnezeu. De aceea Domnul Hristos când și-a început lucrarea a spus Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și Domnul dorește ca într-adevăr să facem lucrul acesta. Dar o pocăință adevărată, o pocăință care este precedată de părere, de rău, de păcat pentru că pocăința poate să fie de două feluri. Și am câteva gânduri scoase din Cartea Calea către Hristos și vă recomand tuturor celor care mă ascultați în seara aceasta sau în aceste momente, și dacă nu aveți, căutați-o, interesați-vă și găsiți-o și studiați-o pentru că este deosebit de importantă. Spune așa. Sunt mulți aceia care dau greș în a înțelege adevărata natura pocăinței. Multora le pare rău că au păcătuit și chiar ajung să facă o schimbare vizibilă în viața lor, aceasta pentru că se tem că păcatele lor vor aduce asupra lei suferință. Deci mulți fac schimbare în viața lor și au o înțelegere greșită despre pocăință, dar fac lucrul acesta pentru că se tem ca păcatele lor să nu le aducă suferință. Dar nu aceasta este pocăința în sensul biblic. Unii ca aceștia deplâng mai degrabă suferința decât păcatul. Aceasta era amărăciunea lui Esau când a văzut că a pierdut dreptul pentru totdeauna dreptul de întâi născut. Balaam înspăimântat de, de îngerul care stătea în calea sa cu sabia scoasă și a recunoscut vina de teamă să nu-și să nu -și piardă viața. Dar, nu, dar, el nu a manifestat o adevărată pocăință, o reală părere de rău pentru păcat, nici o întoarcere de la scopul lui, nici scârbă față de ceea ce era, este rău. Iuda Iscarioteanul, după ce a vândut pe Domnul său, a strigat. Am păcătuit că ce-am vărsat sânge nevinovat. Dar nu era o păcăință reală. Era o părere de rău că nu și-a ajuns scopul și lucrul acesta l-a dus în altă parte. Deci a înțeles greșit acest lucru pe care Dumnezeu, sau această condiție pe care Dumnezeu ne-a pus-o în fața noastră, pocăința. Atât Esau, cât și Balaam, cât și Iuda, au înțeles greșit. Un alt exemplu, dar de adevărată pocăință, dragii mei, și noi îl folosim de multe ori, exemplul acesta, și este cel mai locvent exemplu biblic, și anume David. David, după ce a păcătuit, și a păcătuit grav înaintea lui Dumnezeu, a comis adulter, a comis crimă, a făcut lucruri urâte, urâte care erau condamnabile și atunci când profetul lui Dumnezeu a venit înaintea lui și a spus situația vieții lui, el nu s-a scuzat. Din contră, el a spus, cel care a făcut așa trebuie să moară și să dea împătrit înapoi. Dar Natania a spus că tu ești acela și care a fost reacția lui David atunci când Nathan, fiind condus sau trimis de Dumnezeu să-i spună lucrul acesta, ce a făcut oare David? S-a împotrivit? S-a răsculat? A căutat să motiveze, să știu eu, să dea vina pe împrejurări, să dea vina sau să-și caute suport, să-și scuze păcatul? Nu, dragii mei, n-a făcut lucrul acesta David. David Spune aici, zice, rugăciunea lui David după căderea sa ilustrează natura adevăratei căințe pentru păcatul săvârșit. Și acum aș vrea să fim atenți, zice așa, păcăința sa a fost sinceră și profundă. El n-a făcut nimic care să micșoreze vina. Rugăciunea sa n-a fost nici de cum inspirată de dorința de a scăpa de amenințarea judecății. David a văzut grozăvia păcatului său și și-a dat seama de josnicia sufletului său și îi era scârbă de păcatul său. El s-a rugat nu numai pentru iertare, ci și pentru curățirea inimii. El, uh, el tângea după bucuria sfințirii spre a fi iarăși în armonie și comuniune cu Dumnezeu. Iată limbajul sufletului său apăsat. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Feriție de omul căruia nu ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Salmul 32 cu 1 și 2. Deci el găsea liniștea, fericirea, pacea în Dumnezeu. Și spune aici fragmentul nostru, pocăința sa a fost sinceră, a fost profundă, zice, n-a făcut nimic ca să-și mixoreze vina, rugăciunea sa n-a deci fost inspirată de dorința de a scăpa de amenințarea judecății, el a văzut grozăvia păcatului și a dat seama de josnicia sufletului său și era scârbă de păcatul său. Și atunci el s-a rugat nu numai pentru iertarea păcatului, ci și pentru curățirea inimii. Și mai departe el spune, ai milă de mine în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legele mele, căci îmi cunosc fără de legele <coughs> și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Salmul 51 cu 1 la 14. Deci aceasta înseamnă, de fapt, adevărata pocăință. Și încă un gând deosebit, de ce am spus că pocăința este darul lui Dumnezeu. Așa cum scrie în faptele Apostolilor 5, 31 și în capitolul 11, zice, nu stă în puterea noastră deci nu stă în puterea noastră să dăm pe față o adevărată pocăință, o astfel de pocăință. Ea se dobândește numai prin Domnul Hristos, care s-a înălțat la cer și a dat daruri oamenilor. Și printre toate darurile care Domnul Hristos le-a dat, este și darul pocăinței. L-ai primit, dragul meu? Îl ai? Îl posezi? Îl avem darul acesta? Pentru că în urma lui trebuie să se vadă adevărata Pocăință. Și asta, adevărata pocăință, ne este descrisă în cuvântul lui Dumnezeu, în experiența lui David. Nu? El cum a privit păcatul? Fără să-l scuze, ci l-a privit în josnicia lui, l-a privit în, în, cu scârbă și cu profundă durere și a cerut iertare și curățire și schimbare. Și, într-adevăr, a primit lucrul acesta că, în definitiv, Dumnezeu îl numește pe David om după inima mea. Domnul Hristos este izvorul oricărui impulsuri bune. Numai El poate să di în inimă vrăjmă și e față de păcat. Orice dorință după adevăr și curăție, convingere cu privire la propria noastră păcătoșenie constituie dovada faptului că Duhul Sfânt lucrează în inimile noastre. Domnul Hristos spune, și după ce mă voi înălța de pe pământ, voi atrage la mine, pe cine? Pe toți oamenii. Domnul Hristos trebuie să fie descoperit păcătosului ca mântuitor care a murit pentru păcatele lumii. Privind la mielul lui Dumnezeu înălțat pe crucea, pe crucea Golgote, taina mântuirii începe să se descopere în mințile noastre, iar bunătatea lui Dumnezeu ne conduce la pocăință. Dar ca să ajungem la pocăință, trebuie mai întâi să ajungem la Golgota, la crucea Domnului Isus Hristos. Ai ajuns, dragul meu, ascultător, acolo? Am ajuns noi acolo, la, crucea, la cea mai înaltă culme și aceasta este crucea Golgotei, ca de acolo să putem să vedem, sau acolo să putem să vedem bunătatea lui Dumnezeu, să vedem belșugul bunătății lui și înțelepciunea lui și îndelunga lui răbdare care ne îndeamnă la pocăință. O adevărată pocăință, ce prin moartea sa pentru cei păcătoși Domnul Hristos a dat pe față o iubire mai presus de înțelegerea noastră, pe măsură ce păcătosul o contemplă, dragostea aceasta îi înduioșează inima, îi impresionează mintea și îi conduce sufletul la căință. Păcătosul se poate opune acestei iubiri divine, el poate refuza să se lase atras de Hristos, dar dacă nu se va opune, atunci va fi atras de Hristos, Înțelegerea planului de mântuire îl va conduce la piciorul crucii și în adâncă pocăință de păcatele sale care au pricinuit suferințele fiului, lui, fiului mult iubit al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute, dragii mei, să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Putem să ne opunem, putem să ne împotrivim acestei iubiri ale lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne forțează. El ne cheamă și ne-a ne, arată, ne arătat ce înseamnă păcatul și totodată ne oferă iubirea sa. Putem să ne opunem, dar dacă nu ne vom opune aceste atracții divine a lui Dumnezeu, dacă ne vom lăsa să fim atrași de Domnul Isus Hristos, dacă vom înțelege planul de mântuire, nu, ne va conduce, lucrul acesta ne va conduce la piciorul crucii într-o adâncă pocăință. Dragul meu ascultător, frate reformist, adventist sau oricum te chem tu, ești pocăit? Sau te măgulești cu titlul tău și cu... Ești fiul lui Avram. Faci parte din poporul lui Dumnezeu. Dar ești pocăit? Ești întors la Dumnezeu? Domnul Hristos când și-a început lucrarea a spus Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiții trebuie să se pocăiască din nou, dragii mei. Dacă nu s-au pocăit, dacă nu au făcut lucrul acesta pe deplin, trebuie să-l facă. Neapărat, căci încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și dacă păcatul rămâne în ființa noastră, el va arde și împreună cu el vom arde și noi. Și voi care simțiți în inimile voastre dorința după ceva mai bun, decât poate oferi lumea păcatului, recunoașteți această dorință a sufletului vostru ca fiind vocea lui Dumnezeu. Cereți, cereți, de, la el, <coughs> cereți de la el să vă dea pocăința. Rugați-l să vă descoperă pe Domnul Hristos în nemărginita lui dragoste și desăvârșită curăție. În viața Domnului Hristos, principiile legii lui Dumnezeu, iubirea față de Domn Dumnezeu și oameni au fost în mod desăvârșit exemplificate. Bunătatea, iubirea neegoistă, continuu con, continu viața sa. Numai când privim la El și când lumina feței Mântuitorului nostru se revarsă asupra noastră, numai atunci ajungem să vedem păcătoșenia inimii noastre. De multe ori noi cocoloșim păcatul sau îl scuzăm, sau dăm vina pe împrejurări sau pe persoane, dar, de fapt, lucrul acesta este un semnal de alarmă, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi, pentru că suntem departe de Domnul Isus Hristos. Atunci când bunătatea Lui și iubirea Lui neegoistă, deci ne cuprinde viața noastră și privim la El în lumina feței Mântuitorului, nostru vom vedea revărsat această iubire și numai atunci ajungem să recunoaștem adevărata noastră stare păcătoasă care ne va conduce la o adevărată pocăință. Cereți de la el să vă dea pocăința, rugați-l să vă dea pocăința. Rugați-l pe Dumnezeu fără să de vă descoperă pe Domnul Isus Hristos. Și ultimul gând, dragii mei, ultimul gând pentru momentele acestea și pentru această ocazie, Hristos Lumina Lumii, pagina 555, capitolul este Zaheu. Pocăința în care nu se vede schimbare nu este adevărată. Neprihănirea Domnului Iisus Hristos nu este o haină care să acopere păcatele nemărturisite și neîmpărăsite. Ea este un principiu de viață care transformă caracterul și stăpânește pur purtarea. Sfințenia este o predare de plină în Dumnezeu, lui Dumnezeu. Este o totală supunere a inimii și a vieții față de principiile cerului. Pocăința în care nu se vede schimbare nu este adevărată, spune cuvântul lui Dumnezeu. Neprihănirea Domnului Isus Hristos, de care avem neapărat nevoie și este, de fapt, cel mai important lucru pentru noi, îndreptățiți prin meritele Domnului Isus Hristos, nu este o haină care să acoperă păcatele noastre, nemărturisite și nepărăsite. Deci, dacă vrem să fim îmbrăcați cu această haină, trebuie să neapărat să ne dezbrăcăm de hainele noastre, de păcat, de firea pământească. Cum ai îndrăznit? Prietene, cum ai îndrăznit să intre aici fără haină de nuntă? Zice, omul acela a amuțit. Nu mai avut glas. Luați-l, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-l afară. Aceasta este soarta celui care încearcă să vină la Dumnezeu în propriul lui caracter, cu propriile lui haine, nemărturisind și, nemărturisind, nemărturisind și nepărăsind păcatul. Deci, neprihănirea Domnului Hristos este un principiu de viață care transformă caracterul și stăpânește puterea. Sfințenia este o predare de plină lui Dumnezeu. Și aici este un lucru foarte interesant. Este o totală supunere a inimii, a vieții, față de principiile cerului. Deci, nu fără rezervă, fără compromisuri, fără Adăugiri, fără păreri omenești. O totală predare și supunere a inimii și a vieții față de principiile Cerului. Dragul meu, vrei să fii mântuit? Eu îmi doresc lucrul acesta. Eu îmi doresc din toată inima ca să-l văd pe Domnul Isus Hristos în persoană. Nu este un cumetare. Nu este, știu eu, o laudă sau nu știu cum să mă exprim. Nu, drag, dragii mei, nu. Este o dorință sinceră. Doresc să-L întâlnesc pe Fiul lui Dumnezeu. Doresc să-L întâlnesc pe Mântuitorul meu. Mă rog pentru aceasta și mă lupt pentru aceasta. Dar încă mai am de făcut lucruri care să mă, să, să mă apropie de Dumnezeu. Încă mai e nevoie de pocăință. De aceea recomand și îmi recomand și vă recomand și dumneavoastră, pocăiți-vă! Amin!